Salutare și bine v-am găsit la o nouă lecție. Vom discuta despre operații cu fracții algebrice și anume cum simplificăm, cum amplificăm și cum aflăm domeniul de definiție al unei fracții algebrice. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Avem următoarea fracție. 2x la 2 plus 2x supra 4x plus 4. Haideți să vedem, în primul rând, cum aflăm domeniul de definiție al acestei fracții, iar apoi, cum vom putea simplifica. În primul rând, vom lua numitorul, adică 4x plus 4, și le egalăm cu 0 pentru a afla valoarea lui x. Deci vom face 4x egal cu minus 4, iar de aici va rezulta că x va fi minus 4 supra 4, adică x este egal cu minus 1. Iar acest lucru înseamnă, deci pentru aflarea domeniului de definiție, că x va aparține lui R mai puțin valoarea 1, da? valoarea aflată a lui x. Și de ce am făcut acest lucru? Pentru că dacă x ar fi minus 1, fracția noastră nu ar exista. Haideți să înlocuim pe x cu minus 1, să vedeți ce obținem. Deci vom avea 2 ori x la 2, adică minus 1 la 2, plus 2 ori minus 1, totul supra, 4 ori minus 1 plus 4. Iar acest lucru este egal cu 2 ori minus 1 la 2, ne va da 2. 2 ori minus 1, minus 2, totul supra, minus 4, plus 4. Și observăm că sus obținem 0, iar jos obținem tot 0. De regulă, este suficient să obținem jos 0 la numitor, pentru că din cauza aceasta vom pune condiția de existență. În cazul nostru, x-ul va trebui să fie diferit de minus 1. Deci poate să ia orice valoare din r, dar nu minus 1. Iar acum, după ce am stabilit domeniul de definiție, deci domeniul nostru de definiție este acesta, x aparține a lui R mai puțin minus 1. Sus am făcut doar o probă să vedem de ce nu are voie ca x să fie minus 1. Iar acum, va trebui să trecem la simplificarea acestei fracții. Haideți să vedem. La numărător, avem 2x la 2 plus 2x. Să vedem pe cine putem da factor comun. În primul rând, B2 pentru că îl regăsim în ambi termeni și atunci vom putea scrie 2 și mai îi regăsim în ambi termeni pe x, x la 2 și x. Deci îl vom da pe x la puterea cea mai mică. Deci numitorul comun în cazul acesta este 2x. Factorul comun. Pe lângă dacă împărțim 2x la 2 la 2x, ne mai rămâne doar un x. Punem semnul plus iar 2x împărțit la 2x, ne dă 1. Iar jos, observăm că din cei doi termeni vom putea da factor comun pe 4. Pe lângă, 4x împărțit la 4 ne dă x, și plus 4 împărțit la 4 ne va da 1. Și observăm că, în primul rând, putem să simplificăm x plus 1 cu x plus 1 de jos și mai putem să simplificăm 2 de sus cu 4 de jos. Sus rămâne 1, jos 2. Iar ce ne-a mai rămas? Observăm că sus ne-a mai rămas acest x și jos ne-a mai rămas 2. Iar rezultatul va fi x supra 2. Mai departe, următoarea fracție. Avem x la 2 minus 1 supra x la 2 plus 2x plus 1. Din nou, vom lua separat numitorul, adică x la 2 plus 2x plus 1 și legalăm cu 0. Recunoaștem formula de calcul prescurtat, da? X, x la 2 plus 2X plus 1 vom putea scrie x plus 1 la 2 egal cu 0. Iar de aici, x plus 1 la 2 egal cu 0, putem scrie că x plus 1 este egal cu 0, iar de aici rezultă că x va fi egal cu minus 1. Deci x va trebui să aparțină lui R mai puțin minus 1. Iar acum, după ce am stabilit domeniul de definiție, vom trece la simplificarea fracției. Sus avem x la 2 minus 1. După cum știm, x la 2 minus 1 se descompune în x minus 1 pe lângă x plus 1. Totul supra. Am spus că x la 2 plus 2, x plus 1 îl putem scrie x plus 1, totul la 2. Iar acum, vom putea simplifica paranteza de sus cu x plus 1 cu puterea doua. Și va mai rămâne x minus 1 supra x plus 1. Deci, atenție, în acest exercițiu am folosit cele două formule de calcul prescurtat, adică x la 2 minus y la 2 va fi x minus Y pe lângă x plus y. Și cea de-a doua formulă avem A plus B, totul la a doua, este A la 2 a plus 2a B și plus B la 2. Și dacă era minus, între, aici aveam minus din nou. Haideți să trecem la următorul exemplu. x la 2 minus 14x plus 49, totul supra x la 2- minus 49. Din nou, vom lua numitorul x la 2 minus 49 și legalăm cu 0. Din nou, Aplicăm formula x la 2 minus y la 2, formula care am scris-o mai sus, și rezultă x minus 7 pe lângă x plus 7, egal cu 0. Avem un produs și e egal în cu 0. Deci acest produs poate fi 0 dacă unul din termeni este 0. Și atunci, vom lua fiecare paranteză și o vom egala cu 0. Adică x minus 7 egal cu 0 de aici rezultă că x va fi egal cu 7. Și mai luăm pe x plus 7 egal cu 0, iar de aici rezultă că x va fi egal cu minus 7. De unde ne rezultă condiția de existență că x aparține lui R, mai puține aceste două valori de data aceasta. Adică minus 7 și 7. Și acesta îl constituie domeniul de definiție. Iar acum sus, avem x la 2 minus 14x plus 49. Haideți să vedem cum îl scriem. Adică x la 2 minus 14x plus 49. Observăm că 49 îl scriem 7 la 2, iar 14 este 2 ori 7. Deci, automat am aplicat formula a minus b la 2 care este egal cu a la 2 a minus 2ab plus b la 2. A. Da? Pentru că am văzut că termenul din mijloc se descompune în 2 ori 7 în cazul nostru, adică ultimul termen fiind 7 la 2. A. Și putem scrie x minus 7 totul la puterea 2. A. Haideți să-l trecem în exercițiu. x minus 7 la puterea 2 supra. Am spus că x la 2 a minus 49 îl scriem x minus 7. Pe lângă x plus 7, simplificăm paranteza de jos cu x minus 7 cu puterea 2. Și ne va mai rămâne x minus 7, totul supra, x plus 7, rezultatul fracției noastre. Acum avem x la 2 minus 9, totul supra, x la 2 plus 5x plus 6. Haideți să luăm din nou numitorul, adică x la 2 plus 5x plus 6. Aici nu vom mai putea să-l descompunem după formula de surs sau să-l restrângem. Și atunci, la termenul din mijloc, va trebui să-l scriem ca două numere adunate și care înmulțite să ne dea 6. Deci două numere înmulțite să ne dea 6 sunt 2 ori 3, iar adunate ne dau 5. Și atunci 5x îl vom descompune în 2x plus 3x. Pentru că cele două numere înmulțite ne dau 6 și adunate ne dau 5. Că dacă am fi ales 1 ori 6, nu ne-ar fi dat plus 5 dacă le adunam. Iar acum vom scrie în felul următor. x la 2 plus 2x plus 3x plus 6 egal cu o să grupăm primii doi termeni și următorii doi termeni și vom da factor comun. Din primii doi termeni dăm factor comun pe x și vom avea x plus 2 plus, iar din următorii doi termeni îl dăm pe 3 factor comun și vom obține x plus 2 din nou. Și ce observăm comun? Observăm comun paranteza x plus 2. Și asta înseamnă că vom da factor comun și va fi pe lângă x din față și 3-ul din fața parantezei, adică x plus 3. Deci noi am descompus x la 2 plus 5x plus 6 ca fiind x plus 2 ori x plus 3. Iar acum x plus 2 pe lângă x plus 3 îl vom egala cu 0. Și acum fiecare paranteză o egalăm cu 0. x plus 2 egal cu 0, iar de aici rezultă că x va fi minus 2. Și x plus 3 egal cu 0, deci rezultă că x va fi egal cu minus 3. Deci de aici rezultă domeniul de definiție, adică x aparține lui r, mai puțin cele două valori. Adică minus 3 și minus 2. Deci am stabilit domeniul de definiție, iar acum haideți să descompunem funcțiile pentru a afla rezultatul. Iar acum, x la 2 minus 9, avem x minus 3 pe lângă x plus 3. Iar jos scriem descompunerea obținută, adică x plus 2 pe lângă x plus 3. Se reduce x plus 3 cu x plus 3 și ne va rămâne x minus 3 pe lângă x plus 2. Avem următoarea expresie algebrică, e de x egal cu 3 supra x minus 2 minus 2 supra x plus 2 minus 10 supra x la 2 minus 4 și totul împărțit la x supra x la 2 plus x minus 2. Avem jos domeniul de definiție, adică x va trebui să aparțină lui R, mai puțin următoarele valori, minus 2, 0, 1 și 2. Haideți acum ce este subliniat cu galben va trebui să descompunem. Haideți să vedem x la 2 a minus 4. Va trebui să-l scriem ca x minus 2 pe lângă x plus 2. Și mai avem x la 2 a plus x minus 2. Aici nu putem aplica nicio formulă de calcul prescurtat și atunci va trebui să descompunem termenul din mijloc, adică pe x în doi termeni care mulțiți să ne dea minus 2 și adunat să ne dea plus x. Și asta putem să facem 2x minus x. Pentru că avem 2 ori minus 1, ne va da minus 2, deci acest termen. Și dacă facem 2 minus 1, ne va da 1, adică coeficientul din fața lui x. Și atunci vom scrie x la 2 plus 2x minus x și minus 2. Vom grupa primii doi termeni și următorii doi termeni, iar din primii doi termeni îl dăm factor comun pe x și vom avea x plus 2 și un minus din următorii doi termeni și vom avea minus paranteză x plus 2. Iar acum observăm că paranteza este factor comun, adică x plus 2, pe lângă ce ne mai rămâne, ne mai rămâne x și aici vom avea minus 1. Și am descompus și ultimul numitor. Haideți acum să vedem cum putem rezolva expresia. Deci mai scriem încă o dată expresia. Deci vom avea 3 supra x minus 2, minus 2 supra x plus 2, iar acum minus 10 supra, adică x la 2 minus 4 îl vom scrie x minus 2 pe lângă x plus 2. închidem paranteza și acum vom transforma în înmulțire această, această fracție și sus vom scrie x la 2 plus x minus 2. Deci îl vom trece sus, dar noi îl vom scrie în forma descompusă. Adică x plus 2 pe lângă x minus 1 totul supra x. Deci e de x va fi egal. În această paranteză va trebui să aducem la numitor comun. Și observăm că numitorul comun în toate această paranteză este x minus 2 pe lângă x plus 2. Și atunci, prima fracție o vom amplifica cu, îl are pe x minus 2 jos, atunci noi vom amplifica cu x plus 2. A doua fracție o vom amplifica cu x minus 2. Și a treia fracție cu 1. Și vom avea 3 pe lângă x plus 2, minus 2 pe lângă x minus 2 și minus 10, totul supra x minus 2 pe lângă x plus 2 și ori x plus 2 pe lângă x minus 1, totul supra x. E de x va fi egal cu. Haideți să facem sus calculele și vom avea 3x plus 6 minus 2x plus 4. Atenție că avem aici a 2 de minus și minus 10. Totul supra x minus 2 pe lângă x plus 2. Ori x plus 2 pe lângă x minus 1 ori x. Vom face la sfârșit toate simplificările. Haideți să aducem și sus. Să reducem termenii asemenea, adică 3x minus 2x ne va da x și mai observăm că avem plus 6 plus 4 ne dă plus 10 și minus 10 se reduc. Vom avea 10 minus 10. Și atunci ne rămâne x supra x minus 2 pe lângă x plus 2 ori x plus 2 pe lângă x minus 1 totul supra x. Și acum simplificăm x cu x și x plus 2 cu x plus 2. Și haideți să vedem ce ne mai rămâne. Deci, e de x va fi egal cu sus ne-a rămas x minus 1 supra x minus 2. Acesta este rezultatul expresiei noastre. Haideți să trecem și la ultima expresie. Aici observăm că avem mai multe operații, iar tot ce este cu galben va trebui să descompunem pentru a ne fi mai ușor în rezolvarea expresiei. Haideți să luăm numărătorul, prima dată, 2x la 2 minus 8. Se poate descompune în sau mai întâi putem să dăm factor comun pe 2. Și ne mai rămâne x la 2 minus 4. Asta înseamnă 2, pe lângă x minus 2, pe lângă x plus 2. Pe urmă, jos avem x la 2 minus 9, pe care îl descompunem în x minus 3, pe lângă x plus 3. Apoi vom merge la x la 2 plus x minus 6. Din nou, aici nu avem o formulă, deci va trebui să ne gândim la 2 termeni înmulțiți să ne dea minus 6 și adunați să ne dea plus x. Două numere mulțite să ne dea 6 sunt 2 ori 3, iar acum va trebui să punem semnele. Ca la adunare să obținem plus și la mulțire să obținem minus. Și atunci putem pune 3x minus 2x sau minus 2x plus 3x. Și vom scrie x la 2 plus 3x minus 2x și minus 6. Grupăm din nou 2 câte 2, iar din primii doi termeni îl dăm factor comun pe x și rămâne x plus 3 și apoi dăm pe minus 2 și rămâne din nou x plus 3. Iar acum vom da factor comun paranteza x plus 3 și nu mai rămâne x minus 2. Acum trecem la x la 2 minus 4x plus 4 să-l descompunem. Aici vedem că putem aplica formula a minus b totul la 2, doua, adică în cazul nostru x minus 2 totul la puterea a doua. Da? Pentru că termenul din mijloc îl putem descompune în 2 ori 2x. Da? Și atunci dacă aplicăm formula a minus b totul la a doua rezultă această descompunere, apoi avem x la a plus 4x. Și minus 12. Din nou aici. Două numere mulțite să ne dea minus 12, iar adunate să ne dea plus 4. Și atunci două numere mulțite să ne dea 12 ar fi 6 ori 2. Și ca să dea minus, va trebui ca unul din ele să aibă un minus. Iar să dea adunate termenul cel mai mare să aibă plus. Și atunci pe 4x îl scriem ca 6x minus 2x. Pentru că 6 ori minus 2 ne dă 12 și 6 minus 2 ne dă plus 4. Și atunci vom scrie x la 2, plus 6, x minus 2, x minus 12, va fi egal cu, din nou, grupăm primii 2, următorii 2 și vom avea x pe lângă x plus 6 și minus 2 pe lângă x minus x plus 6. Din nou vedem comună paranteza, adică x plus 6, pe lângă x minus 2. Și să vedem ce ne-a mai rămas. Ne-a mai rămas ultima expresie, x la 2 plus 2 minus 8. Din nou, două numere adunate să ne dea plus 2 și mulțite să ne dea minus 8. Și asta înseamnă 4x minus 2x. 4 ori minus 2 ne dă minus 8 și 4 minus 2 ne va da 2. Și avem x la 2 plus 4x minus 2x și minus 8 egal cu grupăm primii 2, următorii 2. Din primii 2 îl dăm pe x factor comun și vom avea x pe lângă x plus 4. Iar din următorii 2 dăm pe 2 factori comuni și vom avea din nou 2 minus 2 pe lângă x plus 4. Iar acum, x plus 4 factor comun, și ne-a mai rămas pe lângă x minus 2. Iar acum, după ce am făcut toate aceste descompuneri, haideți să le punem în exercițiu și să trecem la rezolvare. E de x egal cu x supra x plus 4 ori. Deci, în loc de 2x la 2 minus 8 vom scrie 2 pe lângă x minus 2 pe lângă x plus 2. Totul supra x la 2 minus 9, adică x minus 3 pe lângă x plus 3 ori x la 2 plus x minus 6. Vom scrie x plus 3 pe lângă x minus 2, totul supra x minus 2, totul la a doua minus x plus 7 supra x minus 3 și vom avea minus da, ultima fracție pe care vom, o vom scrie tot descompusă deci minus x plus 6 pe lângă x minus 2 Totul supra x plus 4 pe lângă x minus 2. Și acum, să trecem să facem calculele e la x egal cu x pe lângă x plus 4 ori. Haideți să vedem în primul rând ce se poate simplifica. Pentru că primele două fracții din paranteză au operația de înmulțire. Și observăm că putem simplifica x plus 3 cu x plus 3, rămâne 1. Apoi vom mai putea simplifica x minus 2 totul a doua cu x minus 2 de sus, de jos se duce doar puterea a doua, iar atunci paranteza rămasă jos se mai simplifică încă o dată cu paranteza de sus. Și ce vom avea? Deci ce ne-a mai rămas? Haideți să vedem. Ne-a mai rămas 2 pe lângă această paranteză, supra x minus 3, și atât, că în partea cealaltă a rămas 1. Deci vom scrie ori 2 pe lângă x plus 2, totul supra x minus 3, și minus x plus 7, totul supra x minus 3. Iar la ultimul raport simplificăm x minus 2 cu x minus 2 și atunci putem scrie în continuare minus x plus 6 supra x plus 4. Iar acum, deci observăm cât de tare am putut simplifica exercițiu descompunând în factor toate expresiile. Nu mai rămâne de făcut calculul din paranteză, observăm că avem același numitor, deci nu trebuie să mai amplificăm. Și avem x supra x plus 4 ori, deci aici putem scrie sub același numitor, adică 2x plus 4 minus, atenție aici avem un minus, minus x minus 7, totul supra x minus 3 și minus x plus 6 supra x plus 4 e de x va fi egal cu x supra x plus 4, ori sus mai facem calcule, adică 2x minus x ne va da x și 4 minus 7 ne va da minus 3. Totul supra x minus 3 și minus x plus 6 supra x plus 4. E de x va fi egal cu... Observăm că a doua fracție se simplifică, deci rămâne 1 și atunci vom scrie doar x supra x plus 4 și minus x plus 6 supra x plus 4. Din nou observăm că avem același numitor și atunci vom scrie că va fi egal cu x minus, avem minus în față, minus x, minus 6, totul supra x plus 4. Simplificăm x cu x, iar rezultatul final al expresiei noastre va fi minus 6 supra x plus 4.